Bun găsit, prieteni! Aproape un sfert dintre cei care au lucrat de acasă și au avut tot felul de întâlniri online cu șefii s-au eschivat, invocând diferite momente de actualizare de soft ale device-urilor de pe care aveau întâlniri online, diferitele dispozitive, laptop, tablet, telefon. Vezi, doamne, și actualizau chiar în acel moment softurile și nu au putut participa la întâlniri cu șefii, nu au prezentat rapoarte, nu au dat lămuriri șefilor și în general au evitat astfel de ședințe. Mulți dintre ei au mărturisit că au întârziat de foarte multe ori la ședințele ținute online, dar mi se pare un procent covârșitor, ca un sfert dintre cei care au lucrat de acasă în întâlnirile lor să invoce un astfel de motiv. Amuzant, dar până la urmă scade productivitatea muncii. Pe de o parte au evitat aceste ședințe, însă foarte mult, un procent foarte mare dintre cei care au lucrat de acasă susțin că muncesc mai mult de acasă, cu cel puțin o oră în medie pe zi în plus față de programul de la serviciu, și pentru faptul că evită traficul și practic scutesc din timpul petrecut în trafic în favoarea celui petrecut acasă, și că dacă își mai iau pauze, pentru că îți permiți acasă să mai ai o pauză, în general, mulți își permit să-și mai ia câte o pauză de gustare, la final reușesc să termine abia foarte târziu, mult mai târziu față de ora la care ar fi ajuns acasă în mod normal dacă ar fi fost fizic prezenți la serviciu. Vă pup, dragi prieteni, ne revedem mâine dimineață!